Oameni buni, dragi consăteni și concetățeni, dragi confrățeni și confrățene, acolo peste deal e un fum mare de la Frătești de sus Bălășești, în vale un fum mai mic de la Pepene Noi Pepeni, acolo este un fum de la o casă, și tot satul e scufundat în fum. Dar fumul ăsta nu-i problemă doar acum, când e presiunea atmosferică joasă și coboară înapoi în sat. El acum e cel mai toxic, cel mai periculos. Toată toxicitatea asta se duce împotriva voastră, chiar. Chiar a voastră, a celor irresponsabili și irresponsabile care dați foc la gunoaie, la vegetație. Mai ales dacă dați foc la plastic, cauciuc, chestii din astea sintetice. Astea vă otrăvesc pe voi, vă otrăvesc pe rudele, vecinii voștri. Poluează mediul, pentru că fumul ăsta se duce în lumea largă. Îl ia vântul și îl duce. În satele vecine, în statele vecine. Fumurile astea sunt interzise prin lege. Și ar trebui să nu le facem. Când facem foc în sobă, o facem de nevoie, pentru că nu avem gaz cu care să ne încălzim, pentru că nu avem ape geotermale, că nu avem energie electrică ieftină, accesibilă, regenerabilă. Și de asta facem, de nevoie, cu teze, cu cărbune, cu lemne, cu cine mai încălzim noi. Dar gunoaiele și vegetația, frunzele, nu-i numai decât să le ardeți. Puteți să evitați otrăvirea asta. De ce nu înțelegeți că frunzele celea pot deveni îngrășăminte chiar pentru pământul vostru? Puneți-le într-un colț de grădină și lăsați-le să putrezească. Până în toamnă, până în primăvară, deja o să fie îngrășământ în partea de jos a grămezii. Ceea ce faceți voi în mod tradițional cu arderea asta e sinucidere curată și contravenție conform legii. Deci dacă m-aș apuca acum să chem la fiecare sursă de fum poliția și pompierii, cel mai probabil toate ați luat câte o amendă în baza codului contravențional. Deocamdată vă las să vă sufocați în propriul fum și în propria ignoranță. Dragă Frătești, Pepeni Răzălăi, Sloveanca Bălășești. Am văzut fumuri și la Preplița, le-am filmat asta primăvară, poate le-ați văzut. Ăștia care ard totul, vegetații, deșeuri, se cred gospodari. Dar de fapt sunt niște irresponsabili, ignoranți, sinucigași. Dacă e atât de sănătos de respirat aer curat la țară, de ce îl poluați? La Răzărăi îs fumuri, la Pepeni, mai la Valea de Biserică, îs fumuri, în Mahalaua mea, fumuri, Floricica sau cum se cheamă, fosta porcărie, fumuri, toată lumea arde gunoi sau vegetație și nu înțelege că se face rău cu mâna proprie. Chiar ei sunt primii intoxicați. Și apoi vecinilor, rudele. Cred că e timpul să chemăm poliția și să înceapă a aplica amenzi. Că altfel nu se face educația. Pe teritoriul noi, stații de epurare, văd că s-au tăiat ierburile, dar alături n-are cine. Măcar de ambrozie să se ocupe. Poate așteaptă să dăm floare. Sper să prevină polenul. Pentru că e chiar în centru și pe aici trec
oameni din câteva sate. Iar vântul le duce polenul ăsta direct acasă. Și foarte nesănătos. Unde mai pui că e și ilegal.